Bună ziua și salutare și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Astăzi facem un episod cu iepurașii berbec pitic. Aici avem o mămică cu doi puișori, unul mai micuț și unul mai măricel. Foarte drăgălași și jucăuși, ca să zic așa, vedeți ce micuți sunt. Pentru că m-au mai întrebat mai multe persoane cam ce iepurași mai avem, ce rase mai avem, cum arată, ce mai fac, și am zis totuși haide să mai facem și niște videouri așa pentru abonați. Să vadă exemplarele. Haideți să stă, uitați ce mic este. Băi, cazi peste el. Rasa berbec pitic sau berbec german pitic a fost creată prin încrucișarea rasei berbec mare cu diverse alte rase de iepurași mai mici, cum ar fi piticul olandez, nu vă speria, stați cu minți, piticul olandez, și în urma, astea sunt informațiile pe care le cunosc eu, și în urma acestor încrucișeri, să zic, au rezultat exemplarele acestea mai micuțe, de dimensiuni mult mai mici, vedeți, ia vin o fată încoace, așa. Ea este Maia, iepurașa noastră Maia. Are vârsta de 9 luni, cred. 9 luni de zile. Vreau să vă arăt față de mâna mea ce mică este. Și puișorii ce mici sunt. Puișorii au o lună și jumătate. O am și pe sora ei. Sora ei o cheamă Pica. Maia și cu Pica, și o să apară într-un alt video. Nu, nu-i voie să sar jos. De ce vrei să sar jos? A? Ești pe masa de... Sunt din părinți tatuați, maturii. Masculul este și el tatuat. O să vi-l arăt într-un alt episod. Dacă cineva dorește, e posibil cei doi să fie disponibili. Noi dau decât la pachet, adică împreună. Dar stai că am făcut aici o greșeală. Cel negru nu este de la ea. Este de la cealaltă femelă, de la... deci este Maia. Lasă-l. Și acesta, deci ăsta e de la ea, da, e mai micuț. Acela e de la ea, este băiețel, și aceasta e fetiță, este de la cealaltă femelă, de la Pica. Deci nu e de la Maia. Bine, puțin acum și ei stresați că na, au ieșit la aer. Și ce le bate nasul cu fetița și băiețelul. Foarte frumoși, zic eu, nu știu, poate voi aveți și alte păreri. Le aștept cu drag, nu tuturor trebuie să le placă ceea ce îmi place mie. Aici este un decor, un suport din acesta de lumânărică. Am pus ca să vedeți cât de mici este pe lângă el. Plus că și contrastează așa cu imaginea, să nu fie o imagine foarte simplă. Ia, fetița. Aici e lăcrima puțin ochișorul acesta din stânga, dacă vedeți. Vede că a fost ea lacrimat. Dar i-am dat tratament și s-a făcut bine. Ia,
Stai invers, fata. Așa. Vezi că asta este ok pe partea aceasta normală primat. De la curent, de la variațiile de temperatură, se mai întâmplă. Ce e, bă, bibicule? A venit și... Da, cum ziceam, dacă vreți, sunt disponibil, dar îi dau pe amândoi pentru că vreau ca femeile să le dau la muncă. Lasă-l, ce-i faci? Lingi, m-am speriat. Femeile le vreau să le dau la montă să scot alți puișori și m-ar ajuta dacă îi dau pe amândoi pentru a elibera femeia și asta singurică și ea, deci ei, cum ziceam, ca o lună și el are o lună și 3 săptămâni, el are o lună și 2 săptămâni, deci o lună jumate, o lună, dar este și puțin diferența asta între ei. Da, fata, da. Ești cam agitată, ești cam nervoasă, hai să dă tata niște iarbă. Vrei? Ha. Ia. Mai un cerbică. Uite ce. Mai dau. Dacă îți place, îți mai dau. Aia nu-ți place? Vrei să-ți dau alta? Hai că-ți dau alta. Opa, așa. Trebuie să mă plec să o smul de jos. Ca să poți, eu dau ea. Fii atent, ți-am adus iarbă mai bună. De fapt, ăsta e niște, sunt niște frunze de papagie. N-au prea fost ieșiți la lumină, așa. Deci, concluzia, dacă cineva îi dorește și vrea să ia pe amândoi, prețul este prețul care este afișat la toți iepurașii de verbepiti pe internet, așa cum se vând. Nu se fac reduceri, pentru că nu avem mulți, avem doar doi. Putem trimite oarecum și în țară, dacă cineva dorește. Dar asta este o altă discuție, vom discuta separat. Lasă-l. Dacă nu-i puiul ei, nu știu cum reacționează față de ea. Și atunci sper să nu. Lasă-l. Ce-i cu el? Trebuie să fiu aici pe fază să nu... Lasă-l. Ți-am dat aici frunzuliță, ia. Strănuți. Băi, tu nu, lasă-o pe mama. Mă rog, mătușa, e mătușa, da. Cam aceștia sunt iepurașii de berbec pitic. Sunt niște scumpeți de iepurași, dacă permiteți expresia. Foarte blânzi, vedeți. Culoarea este marder albastru la mămică, la puiuț la fel, tot marder albastru. Încă se vedeți aici albastru cum apare în blăniță. Ce să vă mai spun eu despre ei? Faptul că sunt animale foarte bune de companie. Nu mai mânca iarbă, că poți să te balonezi, da? Și că cine le va vrea să le țină, va fi o persoană fericită. Nu neapărat pe acestea, ci orice animăluț pe care îl luați. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că este